Peste 4.000 de oameni mor anual în accidente de mașină. România rămâne pentru al 10-lea an la rând țara europeană cu cele mai multe evenimente tragice pe șosele. Sistemul eCall poate fi o soluție. Tehnologia de la bordul mașinii poate face diferența dintre viață și moarte. Trimite automat către serviciile de urgență coordonate legate de mașină și locul în care s-a produs accidentul. În ultimul timp au început să apară tot mai multe mașini dotate cu această tehnologie și în țara noastră. L-ar fi, dar depinde, spusei, dacă omul are posibilitate, pentru că eu am trecut prin toate filierile astea. Aveam, când făceam taxi, ne-a obligat să cumpărăm aparatele alea de taxare de ăștia care costau o grămadă de bani. Așa? Păi da, asta e așa și așa, s-ar putea și atunci, crezi mea tale că ăștia se face și cu un scop, și cu dus, și cu întors. Ca la rar. Ne-a pus să facem asta în fiecare an ITP-ul. Și eu fac 1000 de kilometri pe an cu mașina. Nu se face ca cum i-a brigat cu cauciucurile de iarnă. Câte face s-au făcut? Așa că toate ăștia sunt tot... Eu nu era asta, dar numai dacă spuseai să fie alea mai ieftine, pentru că așa omul nu face mașina cât costă. Foarte bună, este foarte binevenită, foarte, foarte bine, o părere foarte bună. Da. Dar acest top al accidentelor este tot din cauza multor șoferi care nu respectă regulile cum trebuie. Da. Și din păcate mor foarte, foarte mulți tineri. Și păcat de tinerețea lor. Asta e. O părere bună că, cum spuneam și mai înainte, că totuși e bine că cineva ne mai poartă de grijă, ne mai respectă, dar lasă de dorit puterea materială, deci nu sunt dotați. Deci e lipsă, e criză de tehnică, de tehnologie, de intervenție. Cum au fost cazurile care ne le-a arătat pe sticlă, lipsă de saltea, lipsă de macara unde trebuiește, lipsă de oameni pregătiți pentru intervenția respectivă. Dar sperăm că viitorul va îndrepta lucrurile așa, că nu se poate rezolva toate dintr-o dată. Am trecut pe ani și am cam luat pas cu pas și pe cele bune și pe cele rele. Din ianuarie 2020 până în prezent au fost peste 4.200 de apeluri realizate prin eCall, dintre care aproximativ 820 au fost realizate în mod automat de către mașină în urma unui impact, iar 3.400 au fost declanșate manual. Prin acest sistem, timpul de intervenție va fi unul mult mai scurt, ceea ce poate face diferența dintre viață și moarte.